după masa. O căldură ca în cuptor. Umbrele încet se lasă, însă nu se vedea nor. Doar pădurile de măslin și smochinii umbreau drumul. Astfel nu-ți venea să suferi ca să lași Ierusalimul. Văd că astru înaintează către vale la Iordan și își ascunde încet din raze după piscuri, la Liban. La umbră depărtată, doi străini stăteau, Repaus. Ei veneau dinspre cetate și mergeau către Emaus. Erau doi din ucenicii din căsuța izolată, doi din cei ce n-aveau pace, doi cu inima întristată. Pentru o clipă odihniră la umbră cu oarecare, căci de drum prea obosiră și căldura fiind mare, discutau de sfântul nume, cum l-a răstignit poporul. Ei se văd străini pe lume, că li s-a răpit păstorul. Noi credeam la biruință, dar iată, l-a înghițit groapa. Noi ne-am pus în el nădejdea, zicea Luca lui Cleopa. Dar așa e omenirea îndreptată spre suspin și încetară cu vorbirea că-și se apropie un străin. Oameni buni, zise străinul, eu vă văd cam disperați. Oare care e suspinul? Ce necazuri discutați? Despre cazul din cetate care a fost executat, cum a fost el dat la moarte, ne mirăm cât a răbdat. Care caz și despre cine? Că nu știu nimic, măi frate. Cum? Nu știi? Nu auzi lumea? Nu ieși tu din cetate? Noi credeam că a sosit vremea să-și formeze împărăția, să scăpăm de jugul Romei, Iisus să-și ia împărăția. Nu ne-am fi gândit vreodată când la alții făcea bine să nu scape, să nu poată să se apere pe sine. Ascultând la toate cele, călătorul le răspunde. Ce înțelegeți voi prin ele, din aceste vorbe multe? Dacă cel plecat din viață vă vorbea de o împărăție, vorbea de cazul de față sau de alta ce o să vie? Nu stă scris în vechea lege, toți profeții la rând spune că Iisus va fi un rege, însă nu în astă lume? Dar va sta Iisus la cârmă cu toiagul său de fier, nu în Iudeia, nici la Roma, ci pe tronul sfânt din cer. Scriptura așa ne învață că va fi plin de răbdare și că nu va căuta în viață tron și scaun de înălțare. Și stă scris despre acest nume, profeție în sfânta carte, că învinge întreaga lume și va fi dat și la moarte. Însă n-o să-l poată ține toată piatra din Iudeia, n-o să vadă putrezirea, scrie despre el Isaia. O să vină acest Iisus, prin puterea celui sfânt, va aduce viață de sus chiar și celor din mormânt. Prietene, îi zise unul, îți spun ceva minunat. Iată că se aude zvonul că Iisus ar fi înviat. Chiar din surorile noastre s-au dus de dimineață și au zis că Iisus este iarăși în viață. Însă noi n-am dat a crede, ci am pus tot la îndoială, ca chiar ne gândeam că spune din cei mai mare și fac răscoală. O, nepricepuților și zăbavnici de a crede, ce-a fost scris în vechea lege sunt acestea ce se vede. Din discuția lor mare multe ar mai fi de adaus, însă iată că ajunseră călătorii la Emaus. Cel străin de pe cărare vreau prin alt drum să se îndrepte. Amândoi ei insistară ca să stea cu noi cu ei o noapte. Unde vrei să pleci acum? Nu vezi seara cum se lasă? Lasă că vei merge mâine. Vino stai la noi la masă. Iar cei doi au găzduit. Inima li s-a încălzit. Când ajunseră ei acasă, așezară cina-ndată, se așezară toți la masă, după cale îndelungată. Iisus, mâinile-și întinse, ochii-și îndreptă în zare, luă pâinea de pe masă cerând binecuvântare. El șopti atunci cu blândețe, luați trupul meu
chwila, czy ja cię ukrętka i mija wino. Kąziła mare, sam wijak sino i kutoc. Se ne vive vietar, de no sam vidu morci. Se skopam pentru vecie, de acest lut, de acest haos. Să avem veșnic bucuria drumului către Emaus. Amin. Amin.